Bun găsit, sunt Richard Constantinescu, coordonez Centrul Cultural I.I. Mironescu al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și am plăcerea să vă recomand, să vă prezint în câteva minute una dintre cărțile care m-a impresionat în ultima vreme. O carte de la editura Herald, editură cu care suntem într-un parteneriat de câțiva ani și împreună cu cei de la Herald am prezentat de-a lungul anilor câteva dintre cele mai importante cărți care au și o legătură cu zona aceasta psihologică și cu zona din partea aceasta de creier, gândire și creativitate, dar astăzi vă prezint o carte importantă, În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților, James Hollis. Și ce m-a impresionat, chiar din prima când am deschis clapeta cărții, unul dintre texte spune așa: rănile noastre sunt răni ale sufletului și doar ceea ce ajunge la suflet le poate vindeca. Dat fiind că unul dintre cei mai importanți neurocercetători din România a secolului 20 este Grigore Tepopa, patronul spiritual al universității noastre, această suită de rânduri a lui James Hollis îmi aduce aminte de una dintre spusele lui Grigore Tepopa: realitatea realităților este spiritul. Și mă întreb și vă și propun să meditați la acest lucru. Oameni care s-au preocupat de materialitate, de creier, de trup, de carne, vorbesc despre spirit, despre suflet ca instanța superioară. Această carte mai are în recomandare, deci cum deschideți această carte, spune: bărbatul trebuie să se confrunte cu cea mai mare frică pe care toți bărbații o poartă. Nu frica de moarte, ci frica de a nu-și fi trăit cu adevărat viața. Pare paradoxal în vremea aceasta când toți suntem fie în mediul online, fie în partea aceasta de offline, de realitate, că trăim și până la urmă, de fapt, suntem niște prizonieri ai unor contexte, iar cartea aceasta ne propune să vorbim despre bărbăție sau despre masculinitate și mai este o carte pe care am prezentat-o recent despre masculinitate și la Clubul Relații cu Sens pe care Centrul Mironescu îl organizează de câteva săptămâni. Cartea aceasta, În umbra lui Saturn, are cel puțin două capitole pe care aș vrea să vi le prezint. Unul vorbește despre necesitatea rănirii. Ce înseamnă această rănire și apoi vindecarea de rană? Rănirea este de fapt trecerea printr-o frontieră și anume trecerea dinspre copil înspre zona de bărbăție. Și aceste treceri presupun niște rituri despre care doi dintre autorii pe care îi citează autorul aș vrea să vi-i prezint: Joseph Campbell și Mircea Eliade. Și Campbell, pe care îl știți foarte bine și din cărțile de la editura Herald, vorbește și vă citez îndat: băiatul este trecut peste pragul dificil de la sfera dependenței de mame la aceea participării la natura taților. Nu numai prin intermediul unei transformări fizice decisive a propriului corp, dar și prin intermediul unei serii de experiențe psihologice intense care retrezește și în același timp reorganizează toate amprentele și fantasmele primare ale inconștientului infantil. Am încheiat citatul din Joseph Campbell. Toate cărțile lui despre călătoria eroului, despre mit, vi le recomand și le puteți accesa pe site-ul editurii Herald. Și citează din Mircea Eliade: pentru băieți, inițierea reprezintă introducerea într-o lume care nu este imediată, lumea spiritului și a culturii. Și pot să aduc în aminte aici cititorilor o carte a lui Horia Roman Patapievici, Partea nevăzută decide totul. Ei, când e vorba despre bărbați, am spune că este vorba despre o lume a materialității, dar uitați că în această carte se vorbește de zona aceasta de trecere dinspre copilărie înspre bărbăție, dar prin intermediul unei lucrări intense, anume a corpului, dar în principal a spiritului. Iar una dintre zonele de carte, unul dintre capitolele care m-a impresionat și ca titlu, este așa numita de către James Hollis, Foamea de tată. M-am publicat recent la editura universității noastre, într-o colecție medicină narrativă, o carte care se cheamă Tatăl prezent. Și mi-aș fi dorit să o fi citit această carte când lucram la cartea Tatăl prezent. Foamea de tată, necesitatea de a avea un reper, de a avea un tată, de a avea o călăuză în viață, este esențial. Așa încât această carte despre rănirea și vindecarea bărbaților, pentru bărbații din ziua de azi, pentru tinerii din ziua de azi, este o carte fundamentală. Cele două cărți despre masculinitate la editura Herald, dar în special această carte, care e un însoțitor al primei cărți,
vi le recomand. Recomand cărțile de la editura Herald, în principal cele legate de masculinitate, dar și despre misterele femeii, pentru că sunt împreună aceste două aspecte. Și ne întâlnim într-o nouă serie de prezentări în parteneriat cu editura Herald. Sunt Richard Constantinescu și mi-a făcut plăcere să vă recomand aceste cărți.